destul de izolat însă în acea zonă. Acum însă reușește centrarea. O, și aici să vedem. Da, Antonie, ia o decizie importantă. O ciocnire care seamănă cu ce s-a întâmplat în careul celălalt. De revăzut faza. Toată lumea a centralul acestei confruntări. Revedem faza, centrarea lui Pârvulescu, minge care rămâne sus. Să vedem dacă a fost cu cotul. Ia să vedem. E fault. E faultul lui Bulei, că este lovitură cu cotul. E fault. Este fault. Nu este însă ce a dictat și Antonie. Mă rog, e penalti, mă, normal, dar a dat fault în atac. Ia să vedem. Cartonaș galben și gata, rezolvă Sorin Antonie faza. Nu înțeleg de ce vede galben totuși jucătorul de la Viitorul Pandurii, Alex Băican, care și sângerează. Acum, sincer, Băican n-avea de ce să protesteze, pentru că dăduse lovitură liberă pentru Viitorul Pandurii. Și cartonaș roșu pentru Luchin. Trebuie să fie ceva, trebuie să fi înjurat Sârgean Luchin, altfel nu-mi dau seama. Însă, de unde vine această eliminare?